Salutare, fan Lego! Astăzi ne uităm la setul 42120 Hovercraft de salvare. Un set 2-in-1 de la Lego Technic, format din 457 de piese. Ne vom uita doar la modelul principal astăzi. După cum puteți vedea, este un vehicul de salvare, la fel ca și alte vehicule de la Lego Technic. Însă de data asta nu strânește nicio controversă, deși este atât de excesiv marcat ca un vehicul de rescue, ar putea foarte bine să fie și un hovercraft de viteză datorită designului ăstuia foarte și hidrodinamic și aerodinamic pe care îl are, dar este totuși un vehicul de salvare și spun asta nu doar din cauza culorilor, pentru că are și o grămadă de girofaruri și chestii pe el care să marcheze lucrul ăsta. Puteți vedea aici și un colac de salvare. Are nu doar aceste ventilatoare în spate care sunt folosite pentru propulsie, are un ventilator chiar și aici, îl puteți vedea, care este folosit ca să împingă aerul în jos în această, nu știu cum se zice la noi, în engleză se zice fustă, dar na, mă rog, ați înțeles voi, chestia asta care ține aerul și îl concentrează într-un jet așa în jos, care îi permite vasului să meargă pe suprafața apei. Avem acolo și un ghidon înăuntru, chiar și o consolă cu niște controluri, precum și niște faruri de căutare aici deasupra. Ok, hai să ne uităm la funcții acum. Are în primul rând un sistem de ghidaj aici, Hand of God, cum am mai văzut la o grămadă de mașini Lego Technic, și nu doar că învârte motoarele din spate, ci învârte și sistemul de roți de dedesubt. Uitați acolo. Pac, pac, stânga-dreapta, super ușor. Și poate veți observa că mai are un mecanism aici, ca un fel de diferențial. Ei bine, acela se folosește pentru a învârti sirena de aici în timp ce merge. Ca să vă demonstrez, ia să punem drept, așa. Vă vedeți acolo cum se învârte în timp ce o împing, precum și elicile, evident. Dar asta nu e tot, pentru că avem aici un detaliu la care eu sincer nu mă așteptam. În momentul în care folosim sistemul de direcție, uitați-vă la ghidon, și el se învârte. E o construcție, cum zic, un sistem atât de mic încât nu m-aș fi închipuit niciodată că îl vor atașa la tot mecanismul de direcție, dar uite că au făcut-o și chiar e un detaliu foarte, foarte, foarte mișto. După cum vedeți acolo, pare să fie 3 locuri pe scaune pentru echipajul de salvare. Setul 42120 de la Lego Technic, hovercraftul de salvare, este un set care mă sincer m-a impresionat prin detaliile pe care le are, detalii la care nu mă așteptam. Repet, faza cu ghidonul acolo pentru sistemul de direcție mi se pare o chestie atât de neașteptată și de binevenită. Chiar merită modelul ăsta dacă vreți așa un set care să vă dea și o grămadă de piese interesante, foarte multe rotițe dințate în acest set. Dar și rezultatul construcției este o navă care chiar arată super fain. Și dacă nu, după aceea puteți construi avionașul. Eu n-am să-l construiesc chiar acum pentru că am vrut să vă prezint doar modelul principal. Însă nu uitați, aveți tot timpul acea opțiune. Eu vă mulțumesc frumos că ați urmărit acest video. Setul îl găsiți în magazinele certificate Lego și online pe brickdepot.ro. Până data viitoare, spor la construit! Dacă vrei să mai vezi un video, apasă pe ecranele de deasupra mea și nu uita să te abonezi apăsând pe bulina de lângă mine. Ne vedem!